despre ce proverb este vorba. Și v-am spus, acest proverb este folosit numai în limba română, da? Nu v-am adus un proverb, de exemplu, din Franța, din Italia, din Austria, din Spania, nu, dragii mei. V-am adus un proverb care îl folosim noi, ca orice român. Un proverb tradițional, un proverb cunoscut și care, să fiu sinceră, ăsta l-am învățat la școală și îl învățăm cu toți. În acest moment îmi spuneți despre ce proverb este vorba. Dar eu vă aștept. Da, am răbdare cu dumneavoastră și vreau să aud vocea dumneavoastră. Doar atât. Un proverb. 0,990, 10,40 și nu uitați, tariful este de 1,19 euro pe apel cu TVA inclus, iar simpla apelare neurmată de convorbire telefonică se taxează în mod automat. Minorii nu au voie să participe, din păcate, dacă, doamnelor, domnilor, dacă aveți un minor prin preajmă, nu-l lăsați să apropie de telefon, ok? Da, aveți mare grijă. Și noi mergem mai departe, ia să vedem. Pe cine voi auzi? Pentru că eu v-am explicat ce trebuie să faceți. Trebuie să-mi descoperiți un proverb, asta am spus eu. Trebuie să-mi spuneți un proverb din limba română. Un proverb care este aici lângă mine, este în fața dumneavoastră. Și un proverb care este cunoscut, dragi mei, indirect, îmi spuneți cu voce tare. Care este acest proverb? Cine este câștigătorul meu? Cine este acel telespectator care va sparge gheața? Un proverb. În această zi, nu v-am adus plic, totul este la vedere. Nu am pus să înghiciți un cuvânt, să-mi completați spații libere, nu, dragii mei. V-am adus un proverb. Dar trebuie să fiți atenți. Trebuie să vă concentrați. Concentrare maximă. Trebuie să-mi spuneți cu voce tare despre ce proverb este vorba. Sunt mândră că sunt în fața dumneavoastră, că am putut să vin aici acum, în această oră, și sunt convinsă că telespectatorii de pe OTV au descoperit care este proverbul. Știu despre ce proverb este vorba. De aceea vă spun, nu trebuie să vă complicați, da? Haideți să ne complicăm, haideți să ne uităm, să aruncăm privirea încă o dată și încă o dată și vedem despre ce proverb este vorba. Vreau ca dumneavoastră, vreau mai multă atenție din partea dumneavoastră, da? Hai să vedem. Sunt 5 cuvinte. 5, dragii mei. Nu sunt 4, nu sunt 3. Nu trebuie să adăugați de la dumneavoastră cuvinte. Nu. Trebuie să fiți atenți. Dacă sunt 5 cuvinte, atunci rămâne 5 cuvinte. Luați fiecare cuvânt în parte și aranjați literă cu literă. Dacă dumneavoastră vi se pare ceva suspect, mai uitați-vă încă o dată și încă o dată. Poate că nu este acela proverbul. Poate că ați mai adăugat dumneavoastră ceva. De aceea vă spun, mare atenție. Mai atenție, pentru că atunci când intrați în direct, trebuie să-mi spuneți despre ce proverb este vorba, da? 0,990, 10,40. Eu vă aștept pe dumneavoastră, premiile vă așteaptă, premiile așteaptă ca dumneavoastră să intrați în direct, să intrați în posesia lor. Numărul de telefon este aici, lângă mine, ca de fiecare dată, este numărul meu, numărul dumneavoastră.